de partid, fixează pe spatele pretențios, să verifice pe cel care votează. Sunt semnul. Este, știam foarte bine, tocmai de aceea v-am spus să fie transparent. Încă o chestie la imaginea Constituției. Fără să ne uităm și fiecare dintre noastre avea sarcina să faceți câte un semn. Uitați-vă să vedeți, unii au trebuit. Eu am pus semnul, nu vă arăt bunul meu imediat. Stai aici, dar nu te pedele bune le arătați. Nu ne știți care vă arătați. Nu ne știți. Nu am pus. Haideți, domnule, de la 8 la 9, ce s-a întâmplat? Uitați-vă pe acele buletine de vot, dacă vă invit să vedeți că fiecare dintre dumneavoastră, numai la cel care este propus de dumneavoastră, sunt semne distincte. Nu se poate. Nu se poate. Bile. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Și tocmai de aceea v-am și spus, pe acel buletin de vot, nu trebuia decât să se regăsească două cuvinte. Da? Sau nu? Nimic altceva. Nimic altceva. Alte semne. Asta dă dovadă de faptul că nu trebuie să dumneavoastră convolați vot, nu știu cine. Aceeași părăzumea asta. Și probabil asta și nu, probabil asta s-a și dorit, să facem în așa fel ca acest vot să nu mai aibă loc. Nu, nu, practic. Nu, 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 nu. Nu se poate. Vă rog frumos. Nu se poate. E prea groasă. Numere. Stai jos. Nu se poate așa ceva. Vă rog frumos, dacă este acoperiți numele fiecăruia care. De fapt, nu că sunt nu sunt cu nume. Mergeți și vedeți ce semne distincte au pe fiecare. Nu da, se poate. Auzi că și ambele părți. Nu, va și verificați să vedeți. Nu, de imaginea asta face domnul Abraham, care știe să numere foarte bine. Nu, nu. Nu, uitați-vă să vedeți. Ai voie să ai semne. Deci am semne. Am semne. Dar dacă vă rog, vă prezint rezultatul votării pentru alegerea președintelui Consiliului Județean. În urma verificării buletinilor de vot au rezultat următoarele. Buletine de vot introduse în urnă, 32. Buletine de vot nule, 1. Buletine de vot valabile exprimate, 31. Repartizarea voturilor. Căpățână Marian. Voturi, da, 10. Voturi, nu, 21. Iepureanu Ionel. Voturi, da, 21. Voturi, nu, 10. Întrunind votul majorităților consilieri județeni în funcție, a fost ales președintele Consiliului Județean Brăila, domnul Iepureanu Ionel. Semnează Comisia de numărare a voturilor.